Bună, dragilor, și bine v-am găsit! Eu sunt Roxana și sunt astăzi aici, alături de voi. Ce faceți? Sunteți bine? Eu sper că da. Vreau să vă anunț că eu sunt foarte bine, cu toate că afară plouă și ploaia mă cam obosește, dar este în regulă. Astăzi mi-am propus să vă împărtășesc și vouă atracțiile turistice care se găsesc în apropiere de localitatea mea natală. Eu locuiesc în satul Moceș, comuna Iordicheanu, județ Prahova, și în apropiere avem câteva locuri destul de minunate pe care puteți să le vizitați. Și vă spun cu drag despre ele pentru că sunt locuri de suflet pentru mine. În primul rând aș vrea să încep cu conacul Belu, care este o oază de liniște. Se găsește în inima pădurii, da, într-adevăr, în inima pădurii, deci puteți să vă găsiți relaxarea și liniștea acolo cu siguranță. Vreau să vă spun că are o arhitectură impresionantă și este pur și simplu încărcată de un trecut foarte, 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 foarte dezvoltat și puternic. Nu o să dau detalii despre această istorie pentru că este destul de lungă și, Doamne, m-aș întinde foarte mult cu acest video, așa că o să trec mai departe. Vreau să vă mai mărturisesc că acest conac are și un muzeu. Un muzeu în care baronul Alexandru Belu, care era pasionat de fotografie, are toate pozele și toate aparaturile foto în incinta muzeului și pot fi văzute acolo. De asemenea, vreau să vă anunț că acest muzeu a fost donat de către Academia Română în 1926, de către familia Belu. Asta a fost primul despre care v-am vorbit. Să trecem la al doilea, domeniul cailor din Urlați. Nu de foarte mulți ani, la Urlați s-a făcut un club sportiv cu această denumire. Este potrivit pentru experiențe unice și pentru iubitorii de echitație. N-am ajuns încă acolo, dar îmi doresc foarte mult. O ședință durează 40-45 de minute și are un preț de 80 de roni. De asemenea, se pot face și abonamente de 10 ședințe pe un termen de 35 de zile la un preț de 700 de roni. Pentru cei care chiar doresc să se perfecționeze în arta călăriei, știți? Pentru că sunt. Eu una chiar m-aș dori, să știți, să merg într-o tabără de călărie sau să... Adică, nu știu, îmi plac așa, mi-ar place să văd ce înseamnă echitația. Avansăm un pic mai încolo și vreau să vă spun despre grădina botanică din Bucov, pe care am vizitat-o acum recent și chiar m-a marcat. Mi-a plăcut enorm. Am plătit doar 10 lei, bine, cu reducere pentru elevi și studenți. Este deschisă în intervalul orar 9-17 și, nu știu, are ceva aparte. Pe mine m-a impresionat peisajul. Nu sunt eu așa o iubitoare de flori, de plante, dar vreau să vă spun că m-a marcat foarte mult acest loc și m-aș întoarce acolo oricând pentru că chiar am fost încântată de ceea ce am văzut. Aici se găsesc 300 de specii de arbuști, de arbori, de plante, flori ornamentale. Avem și o fântână arteziană, chiar și un ias cu pești care chiar a fost drăguț să vezi și niște animăluțe într-o grădină botanică. Mai vreau să vă spun că este împărțită pe categorii. Avem grădina englezească, grădina franceză, grădina italiană, chiar și grădina japoneză. Deci asta m-a dat pe spate. Mă jur că m-a dat pe spate. Deci a fost extraordinar. În apropiere de această grădină botanică, avem și o grădină zoologică, pentru că ce sunt plante fără animale, nu? La grădina zoologică, care datează de mulți ani aici, în Bucov,
Prețul din intrare a fost 20 de lei. Știu că în ambele locuri am fost în aceea zi. Pentru că îmi doream să mă plimb. Și se găsește în incinta parcului memorial Constantin Stere, care vă anunț. Este extraordinar. Are un lac foarte, foarte mare, unde se pot face plimbări cu bărcuța. Deci nu ezitați să mergeți. Deci dacă treceți în zona Bucov, trebuie neapărat să mergeți. 1. Grădina Botanică. 2. Grădina Zoologică. 3. Parcul Memorial Constantin Stere. Vă asigur. Nu o să fiți dezamăgiți. Această grădină zoologică are 16 hectare. Din câte am înțeles, mai mult decât grădina zoologică din București. Citisem un articol acum recent și chiar remarcasem acest detaliu, ceea ce putem spune că este foarte bine. Avem în grădina zoologică animale de toate tipurile. Avem și tigru, și leu, avem maimuțe, maimuțe de toate tipurile. Deci, și foarte amuzante, mai ales când se ceartă între ele, sunt extraordinar de amuzante. Sau când țipă, m-am și speriat pentru că stăteam cu spatele și o maimuțică micuță, un pui de maimuță, a început să zbiere pe acolo și am crezut că s-a întâmplat ceva și că un copil a păzit ceva. Deci vă spun că m-am speriat. Ce mi-a atras atenția? Vă spun că este foarte frumos la grădina zoologică. Mie mi-a plăcut. Animalele erau destul de sociabile, mai ales berbecuții, foarte sociabili. Veneau imediat la tine. Am văzut și cerpi, porci bistreți, cămile. Deci nu mă așteptam să văd cămile. Am văzut cămile. Au fost extraordinare. Bine, nu sunt îngrijite în cele mai bune condiții, dar sunt acolo și s-au obișnuit cu temperaturile de la noi și uite-le că de mulți, mulți ani ele sunt acolo. Grădina zoologică de la noi, de la Bucov. Deci, dacă vreți să aveți o zi plăcută, aici, la apropiere de localitatea mea, vă aștept cu drag să vizitați aceste atracții turistice. Și vă asigur că vă veți simți extraordinar. Eu vă mulțumesc pentru atenție și sper că n-a fost un eșec total, pentru că a fost prima dată când am făcut un vlog și sper că a ieșit cum trebuie, conform așteptărilor voastre. Vă mulțumesc încă o dată și o zi bună vă doresc! Pupici!